acestui. Da, stimați colegi, este anexat acest ziar referitor la cum să calificăm. Mie mi se pare de acum chestiunea asta mai mult așa de ordin a procurorilor, de competența procurorilor. Ori noi călcăm strâmb, fiindcă anterior noi și în ședințele comisiei am invocat că nu prea suntem procurori și nu suntem o procuratură electorală. Chiar și atunci când erau evidente niște încălcări, deci am convenit că nu suntem procurori și nu mai apreciem noi dacă 6 liste cu semnături absolut cu același scris e de o mână sau de alta, fiindcă așa am convenit cu toții că nu suntem procurori și nu putem să ne pronunțăm. La fel și alte situații, am mai discutat noi și chiar în cadrul ședinței. De aceea este, dacă dumneavoastră sunteți procuror, poftim, ziarul este, eu n-am avut fericită ocazie să-l citesc, nu mi-a fost distribuit, chiar dacă am fost cel care a recepționat materialele privitor la domnul Ciubașencu, dar dacă dumneavoastră aveți competența de a constata cele invocate, nu aveți decât să o faceți.